cu Voce Tare, un podcast Litera cu Nadin Vlădescu și invitații săi. Bună ziua și bine v-am găsit la Cu Voce Tare, blogul editurii Litera. Sunt Nadin Vlădescu și astăzi am drept invitată o persoană foarte frumoasă, din toate punctele de vedere. Este o femeie frumoasă, bună, generoasă, foarte cunoscută, mai ales prin ceea ce face, dar și prin ceea ce este, și anume prezența solară, pe care o cunoașteți cu toții, Melania Medeleanu. Îi urez bun venit! Mulțumesc! Îmi vine și să te contrazic și să nu te contrazic cu toate lucrurile astea pe care le-ai spus despre mine. Mărturisesc că din tot ce ai spus, frumoasă mă simt cel mai puțin și mi se pare și puțin relevant, ca să fiu sinceră. Adică, înainte, când eram mai tânără, mă încânta teribil să știu că sunt frumoasă, să mi se spună că sunt frumoasă. Acum, mi se pare, eu am întâlnit atâția oameni frumoși pe care atunci când îi privești, n-ai senzația despre ei ca un chip frumos, dar sunt atât de frumoși și asta mi se pare așa de important, încât partea cealaltă, da, nu vine să o șterg, dar nu mai știu cum să răspund la ea, știi? Despre asta este vorba, asta este semnul autenticității. Dacă te surprinde încă să ți se spună că ești frumoasă, înseamnă că, uite, e bine. Oricum, primesc și nu mă opun. Întotdeauna am fost de părere că unei femei trebuie să-i spui că e frumoasă. Și dacă e frumoasă și deșteaptă și are toate calitățile, tot că e frumoasă, apreciază cel mai mult, dar în toate sensurile, așa cum ești, o prezență solară care face bine. Despre Melania Medeleanu pot să spun, cred, un lucru care le-ar cuprinde pe toate celelalte. Are grația unui sportiv de performanță care reușește să facă lucrurile să pară ușoare, lucrurile cele mai grele, făcând bine. Și o să vorbim despre proiectele în care este implicată Melania de la Magic Camp. Dar poți să te rog ceva? Spune. Te rog eu. Nu mai lăuda de șanțat. Nu te laud. Să reacționez. Asta cu grația unui sportiv de performanță, wow, dar eu nu sunt. Dar nu este așa? Nu este așa sportiv. Nu am grația unui sportiv de performanță. Eu cred că da și o să-i las pe cei care ne urmăresc să aprecieze asta sau nu. Atunci când ești în miezul lucrurilor sau în miezul ființei tale proprii, nu-ți dai seama poate bine, dar din afară lucrurile așa se văd. Păi și dacă se văd așa, tot nu e bine. Să-ți spun de ce. Ce mai aud destul de des și mă îngrozește când aud asta, este cu zâna cea bună, știi? N-am zis încă. N-ai zis-o și pe asta. E foarte, cum să zic, e foarte departe de realitate, în primul rând. Doi, pui un om pe un piedestal și nu. Cu cât e mai înalt piedestalul, cu atât cade de mai sus, știi? Și atunci eu prefer să le spunem oamenilor oameni și să vorbim despre faptele lor și cum sunt ei, să reiasă din faptele lor, nu să spunem, știi? Despre asta este vorba și pentru asta te-am invitat, ca să ne vorbești despre faptele tale bune. Dar ce spuneam, hai să zicem, nu ți-a plăcut acest laudațiu care e bine meritat totuși, însă a face bine este un lucru foarte greu și în asta consta comparația cu un sportiv de performanță, ție îți iese cu lejeritate sau cu grație, prin asta definesc eu grație. Și o să încep, o să las pe tine să vorbești despre faptele tale bune, cu măsura și grația de care am pomenit. Și o să încep prin a te întreba cum își petrece Melania Medeleanu o zi din viață. O zi foarte lungă, cred, și foarte plină, pentru că reușești să faci atâtea lucruri și cred că timpul tău nu este mai lung decât al celorlalți, decât al nostru, să zicem. S-ar putea să fie un pic mai lung decât al celorlalți. Dintr-o singură perspectivă, mă trezesc foarte devreme dimineața, adică 6 este cam, cum să zic, cel mai târziu când mă trezesc. Și asta nu pentru că mi-aș dori foarte tare să mă trezesc la 6 dimineața, nu mă înțelegeți greșit, dacă aș putea aș dormi până la 8:30. Dar pentru că Radu se trezește foarte devreme dimineața și, sigur, trebuie schimbat, apoi ne pregătim de masă, apoi ne pregătim de grădiniță, deci toate lucrurile astea îmi dau un mic avans față de
alți oameni care nu se trezesc atât de devreme. De-aia am timp să fac multe lucruri. Și apoi începând cu ora 8, când Radu e la grădiniță, turez motoarele, pentru că știu că am la dispoziție maximum 5 ore și în alea 5 ore trebuie să încapă tot până când merg să-l iau pe Radu de la grădiniță. Zilele sunt și foarte asemănătoare, dar și foarte diferite în același timp. Sunt asemănătoare ca rutină, în sensul că, da, asta fac. După ce îl duc pe Radu la grădii, mă apuc de treabă și treaba asta poate să însemne, nu știu, uite, cursul de public speaking pe care l-am înregistrat acum, un curs complet video, la care în fiecare zi îmi vine să mai îmbunătățesc câte ceva, sau înseamnă un alt proiect de la zi de bine pe care încerc să-l pun cumva pe picioare. Da, deci există o oarecare rutină, da, asta fac în fiecare zi, dar frumusețea este că de fiecare dată lucrez la altă porțiune din proiect, știi? Nu e nimic, cum să spun, plictisitor, monoton. Da? Astăzi lucrez la public speaking pe componenta de, nu știu, limbaj non-verbal. Mâine lucrez pe structurarea discursului. De fiecare dată e altă bucățică, știi? Și eu nu mă plictisesc niciodată, adică eu nu mi-aduc aminte când a fost ultima oară să mă fi plictisit. Nu știu conceptul, dacă am un pic de timp care să fie liber, nu pentru mine, că mie mi se pare că toate sunt pentru mine, că tot ce fac chiar dacă beneficiază și alții de lucrurile astea, eu tot pentru mine simt că le fac, știi, e o formă foarte egoistă de a face lucruri. Și dacă aș avea un pic de pauză, să zicem, de la cursuri sau de la zi de bine, tot timpul se mai găsește ceva de făcut în curte sau o carte de citit. Deci eu nu înțeleg cum oamenii se pot plictisi pe planeta asta. Sunt perfect de acord, asta urma să spun. Întâi de toate că Radu este băiețelul Melaniei Medeleanu, câți ani are acum? 2 ani și 5 luni. Mulți înainte. Apoi că, într-adevăr, nici un om deștept nu cred să se plictisească vreodată și când auzi pe cineva spunând mă plictisesc, ar trebui să fie un semn de întrebare, nu neapărat asupra inteligenței lui, cât asupra modului în care își organizează viața. Poate ne dai niște sfaturi în privința asta. Și apoi, al treilea lucru, sunt și aici perfect de acord, altruismul, cred că formula altruismului cea mai bună ar fi asta, să faci pentru ceilalți ceea ce de fapt faci pentru tine. În sensul că orice faci, faci și pentru tine într-o mică măsură și atunci faci cu plăcere, cu bucurie și cu atât mai mult îți iese binele făcut celorlalți. În materie de bine, zi de bine este deja un reper foarte bine stabilit. Uite, aici te las să lauzi cât vrei tu. Așa. Liber. Dar tot copilul tău este, prin urmare tot despre tine vorbim, deși indirect. Nu, deloc, dimpotrivă. Aici e o muncă de echipă și suntem 4 oameni în echipă zi de bine. Am fost 2, eu și cu Lucian am pus pe picioare acest proiect, după care mi s-au alăturat alte 2 foarte bune prietene, devenite prietene, pentru că, de pildă, Eliza ne-a fost voluntar și multă vreme nici măcar nu o cunoșteam, adică am cunoscut-o într-o perioadă în care făceam proiectul Scut pentru spitale și eram atât de prinse în ce făceam acolo încât nu mai aveam timp de comunicare și ne-am trezit cu un mail. Uite, am văzut că voi faceți lucruri, dar n-am apucat să vorbiți despre ele, nu vrei să mă folosești pe mine de voluntar și să scriu eu, și am lăsat-o. Și, cum să zic, am lăsat-o în perioada aia de plină pandemie, când n-aveam voie să ieșim din case, deci am avut super încredere într-un om pe care nu l-am cunoscut decât câteva luni mai târziu și ne-a devenit bună prietenă. De asemenea, Ana e fostă colegă cu mine, fostă jurnalistă. Am fost colegă la Realitatea și e incredibil ce condei are fata asta. Deci suntem 4 oameni în echipă și, uite, echipa asta a pus pe picioare chiar ieri al 15-lea proiect al asociației într-un an și câteva luni. Ieri am inaugurat secția de boli digestive de la Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului, Alexandrescu. După 5 luni de muncă, a fost proiectul anului 2020 și a fost așa de fain să intrăm acolo și să vedem atâta culoare și atâta curățenie și așa de un mediu așa de prietenos pentru copiii care trec pragul acestei părinților. O să rog să ne povestești cum se nasc proiectele, care sunt ele
Și cum le organizați? Pentru că sunt foarte variate. Mi se pare foarte greu și o muncă foarte susținută să te desfășori pe atâtea planuri și uite ce spui tu, după mai multe luni de străduință, să obții inaugurarea unei secții într-un spital. Noi ne-am propus ca în fiecare lună să avem o altă cauză. Și cum ajungem la aceste cauze? Uneori ele sunt propuse de noi. Ne vine o idee și sigur că nu suntem specialiste în o mie de lucruri, că ai văzut și tu, Nadine, că sunt foarte variate aceste cauze și nu putem să pretindem că le cunoaștem dedesubturile fiecăreia dintre ele. Așa că ce facem este ne vine o idee și ne întrebăm, ok, cine ar putea să ne ajute cu proiectul ăsta? Ce ONG credem noi că ar putea să facă treabă bună cu această idee? Ar avea în primul rând nevoie de un astfel de proiect, că totul pornește desigur de la o nevoie, și dacă am putea colabora să facem acest proiect, să-l ducem la bun sfârșit. Căutăm ONG-ul, îi propunem și dacă propunerea le surâde, atunci ne punem pe treabă. Pe de altă parte, poate să fie o nevoie deja identificată a unui ONG, pur și simplu auzim despre ea și întrebăm pe acei oameni, ok, ce proiect ai? Ai un proiect care merită implementat, dar care are nevoie de pildă de finanțare sau are nevoie de un pic mai mult bază în jurul acelei idei? Și dacă răspunsul e da, atunci iarăși ne punem pe treabă. Deci în felul ăsta se nasc proiectele, fie de la o idee a noastră, fie de la o idee a unui ONG. Punem împreună toate informațiile pe care le avem și resursele pe care le avem și stabilim care e luna în care se poate naște acest proiect, care e luna cea mai potrivită, când poate să apară și când e realist să apară. Pentru că e adevărat, lună de lună noi avem câte o cauză, dar oamenii văd începutul și finalul ei și ar putea să creadă că a durat fix o lună să-l implementăm, dar adevărul este că unele dintre ele durează foarte mult, luni de zile, până când se nasc cu adevărat în luna în care am zis că urmează să se nască. Există proiecte care n-au reușit, pe care a trebuit să le abandonați pe parcurs sau să le lăsați pentru mai târziu, pentru o altă lună sau alt an mai favorabile? Sunt de multe ori avem astfel de cauze la care ne gândim, pe care le punem într-o lună și după aia ne dăm seama, am fost prea optimiste să credem că o să iasă. Să zicem că e vorba de o colaborare cu autoritățile statului și, ei bine, ce să vezi, acolo lucrurile nu merg cu viteza cu care merg în privat. Așa că ce facem este să amânăm o astfel de cauză pentru o altă perioadă sau pur și simplu muncim mai mult la ea și decidem când ne apropiem de implementarea ei, care e momentul cel mai potrivit pentru ca ea să se nască așa cum merită. Deci da, există și astfel de cauze și sunt unele dintre ele, muncim de foarte multă vreme și încă nu sunt cimentate, nu sunt pe țeavă. Îmi permit să-ți fac o sugestie, să faceți o listă sau o cutiuță poștală, să spunem, a proiectelor care sunt în desfășurare și la care mai aveți nevoie de ajutor. Și poate că cei care intră pe site vor veni cu o idee, o sugestie sau poate chiar un ajutor, poate și o finanțare, pentru a duce la bun sfârșit un proiect care, să zicem, stagnează într-o formă sau alta. Care este proiectul de luna asta cu dorul? Dorul e oricum un subiect fascinant pentru orice român când aude de dor, e așa o chestie și sentimentală, dar în același timp și foarte profundă, numai că la voi lucrurile sunt foarte concrete. Adică a face bine este un lucru concret, nu este nimic metaforic sau filozofic, înseamnă să pui mâna și să faci, în primul rând. Adevărat. Ne-am gândit foarte mult la faptul că sunt așa de mulți copii care au părinții plecați sau familii întregi care sunt plecate și conceptul ăsta de dor și oare, în ultima vreme, cel puțin în decembrie, când am făcut proiectul cu Perna cu Tihnă, care am ajuns la mai mulți bătrâni care nu mai aveau pe nimeni, ne vorbeau cel mai des despre copiilor plecați. Era un dor profund acolo. Așa că ne-am gândit că dorul este unul dintre subiectele pe care ar fi ok să le abordăm. Și am ales localitatea Corlățel din județul Mehedinți, acolo unde sunt mai mulți oameni. Pe unde? Vin și pleacă. Pe vin unde și pleacă. Trece dorul mărunțel, pe de altfel la Cornățel, exact. Cu vaca, ca exact. Vaca după vițel, da, Maria Tănase. Exact. Și am pornit de la acest punct central care e dorul și împreună cu copiii din sat, că asta a fost frumusețea, am identificat 10 categorii de doruri. Am vorbit despre dorul de oameni, de
obiecte, de meșteșuguri, de locuri. Și după ce am făcut aceste 10 categorii, am definit 100 de doruri, am identificat 100 de doruri, împreună cu copiii de aici și cu cei plecați, de ce ne e cel mai dor. Și copiii au făcut tot felul de ateliere și încă mai fac tot felul de ateliere pe fiecare dintre aceste categorii. La oameni am vorbit despre oameni, la mâncare am fost atelierul de gastronomie, abia aștept să făceau acolo. Au vorbit despre locuri și au început să identifice în satul Corlățel elemente specifice stilului local, să înțeleagă un pic de elemente de patrimoniu, știi, să înțeleagă un pic stiluri arhitecturale și așa mai departe. Iar în 20 iunie o să mergem la Corlățel, unde facem un traseu al acestor 100 de doruri. Din kilometru în kilometru există câte o bornă cu câte un dor și copiii vor parcurge acest drum cu bicicletele și vor afla ce au aflat copiii care au vorbit despre dorul de oameni, ce au aflat copiii care au vorbit despre dorul de locuri și așa mai departe. Asta facem și pentru că în sat nu există niciun mijloc de transport în comun, o să le luăm copiilor biciclete, așa încât să rămână acolo și să existe un mijloc de deplasare, pentru că mulți dintre ei merg kilometri întregi pe jos. Ați ales întâmplător Corlățelul sau cum a fost făcută alegerea, selecția? Nu, selecția a fost făcută de partenerii noștri de la Asociația Lume Bună. Mm-hmm. Fiecare cauză e făcută în parteneriat cu un ONG, vă spuneam, care lucrează la firul ierbii și ei ne-au vorbit despre Corlățel așa de frumos și despre profesorii de acolo și despre directorul de școală de acolo și au vorbit așa de fain și cu atâta înflăcărare despre locul ăla, încât mi s-a părut că e un loc bun în care să faci un astfel de proiect. Da, și uite, dorul se transformă în aceea în bucurie, ceea ce se întâmplă mai rar. Sublimarea dorului la Corlățel e tema lunii. Ce mi se pare mie foarte important la proiectele voastre este această implicare în comunitate și în societate, adică luați un fenomen punctual, să spunem, și încercați să extindeți binele făcut în jurul lui la un nivel mult mai mare, la nivelul societății, să spunem, cu pași mici. Mi-a plăcut foarte mult descrierea asta de pe site-ul tău, că tot ce faci, faci cu pași mici și nu te-ai considera niciodată o făcătoare de boom-uri, de lucruri foarte mari, dar cred că asta este important, să fie o constanță în pașii mici. Ce crezi că ar trebui schimbat la nivel macro, să spunem, ca să nu se mai ajungă la așa o fragmentare a proiectelor de bine? Adică să fie un val mai generalizat de susținere pe o anumită temă. Pentru că sunt anumite zone în care reușiți voi sau reușesc alții sau ONG-uri să facă bine, dar ele rămân unele izolate, rămân acolo, nu se extind. Nici măcar nu se molipsesc alte organizații sau alții asemenea vouă să ducă mai departe ideea voastră într-o altă parte. De exemplu, ce spuneai de proiectul cu dorul, ar fi frumos dacă după aceea, printr-un fel de dat mai departe, paid forward, s-ar ajunge la o hartă a dorului în toată țara. Un exemplu. Uite, mă tot gândeam la întrebarea ta și da, sunt proiecte care nu merg mai departe, care rămân, sunt one time, s-au făcut și gata. Dar pe de altă parte sunt și proiecte care sunt continuate de alții și mă gândesc acum numai la exemplu cu camerele de audiere pentru minori. Mm-hmm. Proiectul lunii februarie la Asociația Zi de Bine și când am aflat că în toată țara cu atâtea parchete de pe lângă tribunale există o singură cameră de audiere, nu mai veni să cred. Cum e posibil așa ceva? Un instrument atât de important, da? ca să afli adevărul în cazul unui copil care e, să zicem, victima unei infracțiuni sexuale. Ca să afli adevărul, ai nevoie, pe de o parte, de o echipă
de profesioniști, da, care știu să extragă informația de la copil, și de un mediu cât de cât prietenos în care copilul să fie audiat. Adică o cameră amenajată ca pentru un copil, în care să fie camere de luat vederi, în care să fie microfoane ascunse prin pereți și un singur intervievator, adică un psiholog care să știe cum să-l întrebe pe copilul același, să nu-l traumatizeze și mai tare. Ei bine, până acum audierea se producea în felul acesta. Copilul era audiat odată de polițist. După care, să zicem, se ajungea la un proces. Era audiat și de avocat, procuror. Da. Judecătorul voia și el să mai afle niște informații. Deci el era practic traumatizat și retraumatizat de atât de multe ori. Ei bine, cu această cameră de audiere, care e practic împărțită în două, pe de-o parte e camera aceasta prietenoasă și pe cealaltă, de cealaltă parte este o cameră tehnică, în care aceste două camere sunt despărțite printr-un geam din ala tip oglindă. Oglindă, da. Și toți cei care au un interes în aflarea adevărului sunt de cealaltă parte a geamului oglindă și dacă au depus întrebări către copil, îi vor adresa aceste întrebări în casca pe care o are psihologul intervievator, psihologului, și psihologul reformulează aceste întrebări. Deci o singură audiere. Și prin faptul că e înregistrată această depoziție, nu mai e nevoie să-l mai chem încă o dată și încă o dată pe acel copil. Da? E bine, la nivelul întregii țări era o singură astfel de cameră. E incredibil. Noi am făcut 3 într-o lună. Și după aceea, ce am făcut este că am zis, bun, da, dacă e un instrument atât de important, de ce nu putem să multiplicăm treaba asta, că totuși sunt atâtea parchete în țara asta? Hai să le facem pe toate, sau măcar jumătate dintre ele. Și când ne-am îndreptat din nou spre parchet să punem această întrebare, ok, vrem să ajutăm mai mult, răspunsul a fost, ne mobilizăm și noi și facem și noi. Ceea ce vezi e această... Eu nu știu dacă aveau sau nu aveau un plan să facă treaba asta, dar poate că am accelerat un pic lucrurile acolo, știi? Și faptul că acum urmează să se facă aceste camere de audiere în mult mai multe locuri din țara asta, e grozav. Deci, sigur că nu toate proiectele au această continuare, dar nici nu putem avea această pretenție. Mie mi-e suficient dacă din 12 proiecte într-un an, două au o astfel de continuare la nivel mult mai mare. Și sigur, nu am pretenția să facă asociația Zi de Mine lucrurile, nu vrem exclusivitate, adică oricine poate să facă, să facă. E important e să se facă, nu cine face. Deci, puterea exemplu. Că unele stau, dar altele, pur și simplu, le-ai făcut odată și ele pot servi drept exemplu pentru alții și pot să fie duse mai departe. Exact, puterea exemplului e cea care contează foarte mult și uneori și mobilizarea, pentru că cineva din afară care vine și îți atrage atenția că nu prea e curat la tine în curte, poate să declanșeze o reacție la cei care au bunul simț funciar sau la oamenii cum se cade, cum îmi place să spun, să-și facă singur curățenie. Acum, o întrebare pe care și-o pun mulți oameni care spun, aș vrea și eu să fac bine, dar nu am timp sau nu am bani. Ce presupune un astfel de proiect și cum faceți cu finanțarea? Pentru că unele dintre proiectele voastre presupun desfășurări de forțe. Înțeleg că sunt foarte multe părți implicate, organizații, instituții ale statului, poate finanțare particulare și cu cât mai multe astfel de surse, cu atât mai bine. Dar cât de greu este să obții fonduri concrete? Ce poți să-i spui cuiva care protestează, da, e ușor să faci bine dacă ai timp și bani? Păi, cuiva care spune asta, o să-i spun așa, că Asociația Zi de Bine s-a născut în ziua primului caz de COVID din România, anul trecut, da, mai puțin mai rar, 200 de lei în cont. Ăștia au fost toți banii noștri, da? Și ce am făcut este că le-am spus oamenilor, donați-vă ziua, e ziua ta. Ok, n-ai timp, n-ai bani. Perfect. Dar e ziua ta într-una dintre luni, nu? Și de obicei oamenii îți dau cadouri, nu? Dau bani, nu știu, un buchet de flori. Dar și un buchet de flori costă, adică... Ei bine, spune-le oamenilor așa, nu mai cumpăra cadouri, nu mai da banii pe cadouri. Dacă vrei să-mi faci un dar, fă-mi un dar foarte special, dă-mi puterea să fac un bine. Și banii aia pe care i-ai fi dat pe cadou, că sunt 5 lei sau că sunt 100 de lei, pune-i în contul meu de fundraiser, iar la capătul lunii, eu din banii ăștia o să fac o faptă bună. Așa s-a construit Asociația Zi de Bine și multe dintre cauzele pe care le-ați văzut implementate anul trecut
Așa s-au finanțat, cu ajutorul oamenilor care și-au donat ziua sau cu ajutorul oamenilor care au trimis un SMS cu cuvântul SUS la 845 pentru o donație de 2 euro pe lună și pe care o pot întrerupe în orice moment. După aceea, însă, sigur, asta a fost un efort uriaș, pentru că jumătate din lună ne străduiam să strângem banii și după aia jumătate din lună ne străduiam să implementăm proiectul și nu știam, până la finalul proiectului, nu știam ceată, o să reușim să strângem banii de data asta, o să reușim, că altfel venim cu bani de acasă. Și nu e o problemă că venim cu bani de acasă, dar trebuie să-i avem. Adică era tot timpul această, stăteam tot timpul cu inima la gură, cu sufletul la gură. Din fericire, anul ăsta am făcut un pas important înainte, respectiv am obținut încrederea a trei parteneri strategice a Asociației Zi de Bine și, dacă îmi permiți, mie mi se pare că e important să spunem numele lor, pentru că, din nou, inspiră și pe alții la a face fapte bune. Avem trei parteneri pe Lidl România, pe UniCredit Bank și E.ON, care au decis să ne sprijine anul acesta pentru toate cele 12 cauze și în continuare încurajăm pe oameni să ne ajute suplimentar dacă își doresc să facă o faptă bună. Nu există să nu poți să faci o faptă bună, nu există să nu poți. Există, sigur, am foarte puțin timp la dispoziție, deci am un interval mic în care să fac o faptă bună. Dar, dacă vrei să o faci, o să găsești un timp. Bine, asta cu condiția ca cei care își donează ziua de naștere să fie suficient de populari cât să primească măcar un cadou cât de mic. Deloc n-aș spune asta. Și ei, glumesc. Pentru că toată lumea are măcar, sau sper cel puțin, așa ar fi frumos ca toată lumea să aibă măcar un prieten. Sau toată lumea își poate face sieși un cadou de ziua ta și așa atunci cadoul pe care ți-l faci ție de ziua ta este o faptă bună pe care o faci altuia. Da. Acum, cât de greu a fost în pandemie să gestionați toate proiectele și să vă apucați de ele? Eu cred, mai ales la început, un curaj nebun să te lupți pe toate fronturile, și cu pandemia, și cu finanțarea, și cu demarat motoare, pornit, pentru că Îți trebuie o voință foarte puternică, aceea a unui jucător de șah. O să revin la chestia asta mai târziu, pentru că știu că șahul e sportul tău preferat. A fost și greu și ușor. A fost greu pentru că, firește, era complet necunoscut. Se întâmpla ceva ce n-am mai trăit niciodată, da? Faptul că nu puteam să ieșim din casă, faptul că era această panică permanentă. Deci n-aș putea să spun că nu ne-a fost teamă sau că toate lucrurile, nu știu, s-au legat pur și simplu. Nu, n-a fost așa. Imaginați-vă câte cuvinte noi au încăput în vocabularul nostru în luna martie anului trecut, când ne-am hotărât să strângem bani pentru echipamente de protecție și aparatură medicală și ce mai trebuia prin spitale. Ori noi habar n-aveam ce aia, nu știu, nu știam ce la un echipament de protecție, da? Nu știam cum arată izoletă. Un combinezon. Sau o izoletă care n-a mai existat din fericire. Uite că ce înseamnă memoria le și șterge, știi? Că ok, sper să nu mă mai întâlnesc cu toate lucrurile astea niciodată, să nu mai am nevoie de ele, da? Injectomat. Bar n-aveam ce la un injectomat. Ne trebuiau... Cum se cheamă astea care te ajută să respiri? Ventilatoare. Ventilatoare, da. Exact. Dar ce este un injectomat? Iartă-mă. O chestie care face o injecție mult mai ușor și mai rapid. Asta. Ok, pe bandă rulantă. Bun. Da. Ventilatoare. Păi, câte tipuri de ventilatoare există pe lumea asta? De unde să știu eu care ăla potrivit? Că doar nu sunt medic și am lucrat toată viața cu așa ceva. Și toate lucrurile astea trebuia să le afli. Și era în permanentă comunicare cu medici, cu specialiști, cu farmaciști. Până reușeai să obții un răspuns de la un medic, dacă e produsul potrivit sau nu e cel potrivit, te întorceai cu răspunsul către furnizori, ce, păi le-am dat deja, că cum era cererea pe piață. Să găsești toate astea, să le iei la un preț cât de cât decent, și au fost multe indecente. Să le iei la prețuri ok, să te asiguri că sunt de calitate. Toate astea însemnau ore în șir de stat cu telefonul la ureche,
în legătură cu o mulțime de oameni și eram două, doar noi două, eu și Luciana, după aia unde să duci toate astea? Ei bine, veneau aici în curte și în curte ne apucam și le împachetam și uneori erau în casă, că mi-era frică să le las afară, când erau prea multe, că era curtea plină de tot felul de lucruri. Făceam planton noaptea să nu dispară ceva, adică sigur că n-a fost, din punctul de vedere, n-a fost ușor, dar pe de altă parte, frenezia aia de atunci și energia aia a oamenilor care spuneau vreau și eu să fac ceva pentru spitalul meu, părinții mei sunt acolo în Bârlad, am nevoie să fac și pentru spitalul ăla ceva. Și oameni care îmi spuneau, dar nu e ziua mea de naștere, nu pot să-mi donez ziua. Ok, înțeleg ce spui. Hai să nu mai fie cine e născut în aprilie, cine e născut în martie, cine e născut în februarie. Hai să fie cine e născut în Bârlad, cine e născut în Suceava și așa mai departe. Și oamenii au început să facă fundraising și noi le-am făcut o promisiune. Pe câți bani strângi tu cu comunitatea ta, ei bine, de fiecare leu pe care îl strângi, ba chiar și pe deasupra, noi o să trimitem echipamente de protecție și materiale sanitare spre spitalul pentru care tu ai strâns bani. Nu există. Am trimis la peste 80 de spitale și mai bine de 20 de cabinete de medicină de familie și n-am avut nici măcar o promisiune încălcată. Peste tot am trimis, cum am spus, fiecare lucrușor pe care l-am zis acolo. A fost o satisfacție foarte mare, de asta zic. A fost și greu, dar a fost și ușor pentru că am avut, da, sigur, am fost două, dar de fapt n-am fost două, am fost 30.000 de oameni, am fost oameni care au trimis SMS-uri, oameni care și-au mobilizat comunitățile, de fapt am avut o echipă uriașă. Care este capitalul de încredere cu care lucrați? Că mă gândesc că de cele mai multe ori reacția oamenilor e una pozitivă. Se mobilizează pentru că au un mobilizator, voi. Dar sunt și probabil reacții de neîncredere. Stai puțin, cine sunteți? Dar de ce să vă dau vouă bani? De ce să treacă prin voi? Cât de greu e să-i convingi pe oameni? Cât efort trebuie să depui? Vorbeai de cuvântul magic comunicare mai devreme. Cred că ceea ce faceți voi excelează la capitolul ăsta, la capitolul transmiterea mesajului și convingerea, nu prin metode, nu știu cum să le spun, necinstite sau manipulatoare în vreun fel sau altul. Manipularea poate avea și coordonate pozitive, ci printr-o franchețe și printr-o transparență care vă caracterizează. E greu să comunici ce vrei să faci și să-i mobilizezi pe oameni, insiști mult, cum se întâmplă lucrurile? Nu știu că e greu sau ușor, dar știu sigur că e necesar. Adică de aia am oameni încredere, pentru că le arăți ce ai făcut cu banii și sigur că le cer ceva, le cer, vino alături de mine și ajută-mă și eu îți promit că îți arăt ce am făcut cu banii. Dacă nu te ții de promisiune, asta erodează credibilitatea. Mm-hmm. Deci comunicarea este, mie mi se pare că e o componentă esențială într-un noi special, dar în general, în orice. Exact. Și da, credibilitatea așa se câștigă, ținându-te de cuvânt, arătându-le oamenilor apoi, uite, numai că m-am ținut de cuvânt, dar îți și arăt că m-am ținut de cuvânt. Da? De asta în fiecare lună avem grijă să le spunem oamenilor, uite, asta vrem să facem în această lună, de atâția bani avem nevoie, atât a costat, de-aia dăm comunicat de presă și spunem atât a costat și atâția bani am avut și atâția bani am strâns ca să reușim să implementăm acest proiect. Și da, cred că e cea mai importantă componentă în fundraising este exact asta, credibilitatea. Iar ea vine în faptul că că le arăți oamenilor, că te ții de promisiune și le arăți oamenilor ce ai făcut. Mm-hmm. Acum asta e, cum să zic, e un deziderat pentru noi în fiecare lună. Știm că trebuie să ne ținem de cuvânt. Mm-hmm. Acum, tu ești om de comunicare și toate cursurile pe care le ții de dicție, de public speaking, de prezență, aș spune, sunt axate pe comunicare și pe transmiterea mesajului și pe felul în care cineva alege să se prezinte în fața altora. E un foarte mare talent acesta, în primul rând de a fi tu însă-ți întruchiparea tuturor acestor calități și apoi de a învăța pe alții. Care ar fi, să zicem, nu știu, trei puncte principale în comunicarea ta către ceilalți, a ta ca persoană? Nu a ta, Melania Medela, nu a ta, a oricui. De ce trebuie să țină cont cineva, de exemplu, care vrea să
își facă un mesaj bine înțeles și bine transmis. Cred că sunt trei lucruri foarte importante. Ai grijă ce vorbești, mm-hmm. ai grijă cum vorbești și nu uita că trupul tău vorbește la rândul său. Deci, ai pe de-o parte conținutul informațional, da? Mesajul pe care îl creionezi și vrei să-l transmiți și aici trebuie să ai grijă să fie în conformitate cu ceea ce îți dorești cu adevărat. Da? Îți dorești să fie credibil, asigură-te că e credibil. Deci muncește de țar capacele la mesajul pe care vrei să-l transmiți. Doi, nu uita că mesajul ăsta se transmite, sigur, pe de-o parte prin faptele tale, dar pe de altă parte prin vocea ta, prin felul în care îți folosești vocea. Și aici mie mi se pare că dicția e haina care îți îmbracă mesajul și că îți dă foarte, foarte multe informații despre tine ca vorbitor. De aia mi se pare important să vorbești îngrijit, să ai grijă, să nu înghiți cuvinte, să nu înghiți sunete, să nu vorbești de după blocuri, pentru că asta, sigur, da? Naște o percepție, creează o percepție în mintea oamenilor și, pe de altă parte, în egală măsură, limbajul non-verbal este un fel de trădător, așa, dacă nu îl stăpânești tu pe el, te stăpânește el pe tine. Deci asigură-te că limbajul non-verbal e în aceeași direcție cu mesajul pe care vrei să-l scoți pe gură. Și toate astea se învață. Tu vorbeai despre talent și sigur că sunt câțiva oameni foarte talentați, dar să știi că, de fapt, e multă muncă. Revenim la sportivul de performanță. Există un talent, există un germene, dar munca aceea multă dă lejeritatea. Acum, cineva care este timid sau care e complexat sau care nu este foarte sigur de felul în care își poate face transmis un mesaj. Să zicem că mesajul e foarte bine conceput, e bun, are substanță, dar persoana respectivă se teme. Ce poate să facă? Asta nu e un lucru care se capătă așa de rapid. Încrederea în sine, lejeritatea exprimării non-verbale, să te simți bine în propria piele. E un lucru mare și rar. Da, nici mie nu-mi iese, să știi. Nu. Dar cum spuneam, se învață și prima regulă, după părerea mea, este să te pregătești. Adică poți să vorbești cu orice trainer de public speaking. Niciunul dintre ei nu îți va da o rețetă, îți scrie ceva pe hârtie și uite așa ai ceva de emoții. Și de fapt nici măcar nu e ăsta obiectivul. Oamenii nu vor cu adevărat să scape de emoții, ci doar ca emoțiile să nu le distrugă discursul, pentru că de fapt nouă ne plac oamenii cu emoții. Perfecții sunt aia antipatici, nu? Noi ne conectăm cu oamenii care au emoții, dar sigur, câtă vreme emoțiile astea sunt aliatul nostru și nu inamicul nostru și nu ne împiedică să ne ținem discursul. Dar prima regulă ca să lucrezi cu aceste emoții, prima și după părerea mea cea mai importantă dintre reguli este să stăpânești mesajul. Cu cât ești mai stăpân pe ce urmează să spui, cu atât nivelul emoțiilor e mai jos. Și e firesc, dacă tu nu știi că nu te-ai pregătit, nu știi ce urmează să spui, normal că o să tremuri îngrozitor de tare în fața publicului, nu? Deci sunt mai multe etape, dar prima dintre ele este să stăpânești mesajul și apoi, sigur, există și niște tehnici să lucrezi cu emoțiile tale și sunt oameni care vin la curs și mă bucur foarte tare când luni de zile mai târziu îmi trimit un mesaj și îmi spun am ținut o prezentare și mi-a ieșit ce a ieșit foarte frumos. Și ai avut emoții? Da, dar e ok că am avut emoții, pentru că, de fapt, asta încerc să le spun, e ok că avem emoții. Nouă ne plac oamenii cu emoții. Și dacă e cineva care simte că are de îmbunătățit la capitolul ăsta, poate să vină oricând la curs, eu m-aș bucura foarte tare. Și dacă n-are timp de venit la curs, iar sunt fericită să zic și o zic acum, pentru că am muncit de mi-au sărit capacele la cursul ăsta, l-am înregistrat în 40 de episoade video cu ceea ce e important în public speaking, inclusiv gestionarea emoțiilor. Și dacă cineva are nevoie de trucurile astea, poate să ia cursul de pe site melaniamedeleanu.ro. În alte vremuri nu exista nici accentul ăsta pe cum te prezinți, pe vorbirea în public. Trebuia să stai în banca ta și să fii acolo tu cu gândurile tale, fără să te manifesti. A te exprima oricum este ceva foarte important și mai ales când faci bine. Expresia asta a făcutului de bine, cred că e importantă. N-am vorbit despre Magic Camp pe scurt, aș spune, e un proiect care încă există. Sigur, și sper să existe pentru zeci de ani, dacă nu chiar sute de acum înainte.
Și care... Nu, că dacă sunt sute, înseamnă că problema e încă nerezolvată. Exact. Este un proiect care se adresează părinților, copiilor care au probleme oncologice și un proiect foarte important, cred, care a fost un deschizător de drumuri. Când ați început Magicam? Magicam s-a născut cu vreo 6 ani în urmă și a început ca o tabără pentru copii bolnavi de cancer și apoi s-a extins și sprijinul vine nu doar către copil, ci și către familia acestuia, părinții copiilor bolnavi de cancer, familia în general, pentru că, uite, de pildă, unul dintre proiecte este Magic Ticket. Când apare diagnosticul ăsta de cancer, nu mai apare nicăieri cuvântul vacanță. Nu mai știu să plece într-o vacanță. Familia este focusată numai pe sănătatea copilului. Așa că prin Magic Ticket, de pildă, se oferă vacanțe întregii familii să-și aducă aminte cum e. Și sunt o mulțime de alte proiecte pe care încă le mai face Magic și, repet, sigur o să le facă multă vreme de acum înainte, chiar dacă noi fondatorii nu mai suntem acolo, pentru că nu mai suntem acolo tocmai pentru că proiectul e pe picioarele sale și se descurcă foarte bine și fără noi. Acum, vorbeai de eticheta de zâna cea bună la începutul discuției noastre. Am înțeles că trebuie etichetarea asta, dar totuși, cât de greu este să te menții la nivelul acestei imagini? Adică, la un moment dat, cred că nu mai poți să-ți permiți să stai o zi, să nu faci nimic, independent de programul de care ne-ai vorbit. O zi în care să zici, uite, am făcut suficient bine luna asta sau anul ăsta. Știi că nu am o listă când zic că gata, e suficient cât bine s-a făcut. Nu, acum pur și simplu astăzi vreau să dorm toată ziua și nu trebuie să mă gândesc că uite, e un proiect în desfășurare sau ce se întâmplă cu finanțarea viitoare sau cu proiectul de luna viitoare sau pe undeva, mai e ceva de făcut, mereu e ceva de făcut. Poți să-ți mai permiți o normalitate atunci când ai intrat într-o sferă atât de sus a binelui? Nadine, pentru mine asta e normalitatea, să fac aceste lucruri. Deci cumva să nu le fac ar însemna să ies din sfera normalității. Mie îmi place să fac, eu nu le simt ca pe obligație. Adică ce fac pentru că simt că vreau să fac asta și că pot să fac asta. Dacă va fi nevoie într-o zi să-mi iau o zi liberă și să o petrec numai cu Radu, sigur că o să fac asta. Adică asta e, cred că e luxul pe care mi-l permit, că fac numai lucruri care îmi plac. Știi? Și da, sigur că acum dacă am niște parteneri strategici și niște finanțări, dincolo de faptul că vreau sau nu vreau eu să fac ceva, sunt și niște obligații la pachet, da? Sunt niște responsabilități pe care le am. Dacă mi-asum că fac un lucru, îl cam fac. Adică nu mi s-a... Sunt un om foarte... din perspectiva asta, enervant de responsabil. Adică, clar, ori se trebuie să zic că fac ceva și să nu duc lucrurile până la capăt. Dar asta e fiindcă așa am fost eu construită, șahistă, anticipez lucruri, nu pot să... rare ori sunt spontană, cu adevărat. Adică, Lăsam întrebarea asta pe mai la sfârșitul întrevederii noastre, aceea cu șahul. De câte mutări e nevoie? 6? Să știi înainte ca să poți să zici că ai o șansă să câștigi partida? Și transpus lucrul ăsta în ceea ce faci tu, cât de cu bătaie lungă trebuie să fie un proiect ca să vă înhămați la el? Trebuie gândiți toți pașii înainte? De exemplu, dacă cineva are nevoie de ajutor sau are o idee și nu știe cum să o pună în practică și află de zi de bine și vă scrie, cum evaluați proiectul, fezabilitatea lui? Ce cântărește mai mult sau mai puțin? Să știi că unul dintre lucrurile care cântăresc foarte mult este energia omului care ne trimite mesajul. Adică dacă văd că e un om care chiar își dorește să facă lucruri, fie că reușim să finanțăm, fie că nu reușim să finanțăm proiectul respectiv, tot suntem acolo cu el și spunem ce știm noi, ce ne întreabă. Dacă ne întreabă ceva și dacă are nevoie de sfatul nostru, noi împărtășim din experiență fără niciun fel de problemă. Energia e importantă pentru că urmează apoi să lucrăm împreună. Să zicem că am ales acest proiect și că ne-a plăcut pentru că
e o idee originală, pentru că e un proiect necesar, dar să spunem că l-am ales. Dar dacă, chiar dacă ar fi un proiect necesar și fain, și o idee faină, dacă omul care l-a propus nu are suficientă energie să-l pună în practică, atunci ne gândim de două ori. Fie aducem încă niște oameni cu noi să ducem acest proiect, să-l ducem la bun sfârșit, fie îl punem în stand-by și lucrăm întâi la energia omului și după aia ne-am luat. Pentru că, cum să zic, e riscant. Noi dacă spunem, îl punem în program și spunem, anunțăm public că o să fie gata acest proiect în această lună, apoi ar cam trebui să fie gata. Și un om care doar are o idee, dar n-are și drive-ul ăla să o ducă până la capăt, na, e mai complicat, știi? Așa că acum, cu oamenii. Proiectele voastre pot fi și individuale, să zicem că cineva cunoaște o persoană care are nevoie de ajutor, e într-o situație gravă, poate apela la voi astfel încât să vă expună situația și să zică: eu nu știu ce pot să fac decât să vă ajut cu tot ce pot, cu finanțare, cu informații, sunt alături de voi, dar îndrumați-mă sau faceți voi ceva pentru persoana respectivă. Să zicem, nu știu, dau un exemplu: cineva bolnav de cancer care ar avea nevoie de o operație în străinătate, nu știe cum să strângă finanțare, nu se pricepe să facă conturi pe Facebook, campanii, puteți... Deci singurul fel în care putem să ajutăm e cu experiența noastră, adică știu pe cineva care știe pe cineva care știe pe cineva, dar la zi de bine nu avem această componentă de ajutor individual, tocmai pentru că îmi dau seama că nu ne-am permite să facem asta. Nu, pur și simplu nu ne-am permite. Dacă ne-ar scrie 100 de oameni cu 100 de cereri de ajutor pentru 100 de persoane, noi în 4 oameni cât suntem, sigur n-am face față. Și mi se pare că e important să știi ce poți și ce nu poți să faci, pentru că altfel riști să promiți lucruri și să nu te ții de cuvânt. Și asta va eroda în mod evident la credibilitatea despre care vorbeam înainte. Tocmai de aia noi am ales să sprijinim mai degrabă comunități. Da? Și ne uităm cu atenție la asta când spunem asta, adică niciunul dintre proiectele noastre n-a avut, nu știu, mai puțin de, cât să zic, 50, 70 de, da, 70 cred că a fost minimum de beneficiari. Gândește-te, de la Perna cu Tihna am ajuns la 800 de oameni, cu Microduș am ajuns la 500 de copii. Numai acum cu Nevăzătorii, cu proiectul Ochii care nu se uită, da, prin care am dat bastoane inteligente pentru 70 de nevăzători. Acolo am ajuns la 70 de persoane și cred că e numărul, stau să mă gândesc, cred că e numărul cel mai mic. Da, de beneficiari. Deci ne uităm, ne dorim să fie vorba de comunități. Acum și dacă sunt 20, nu mă înțelege greșit, dar ce e important este să fie o comunitate acolo. Da? Nu avem resursele necesare ca să facem punctual lucruri pentru o persoană. Bun, am înțeles că în iunie se desfășoară proiectul Dorului. Ce pregătiți pentru iulie, dacă poți să ne spui? Da, sigur că da. În iulie o să facem la Cluj un proiect, un proiect care se numește Book Track, împreună cu Asociația cu Cărțile pe Față. Să fie, văd că ne cam specializăm în mașini pe care le transformăm după EduBuzz și Microduș. O să luăm iar o dubă care se va transforma în bibliotecă ambulantă și o să meargă din sat în sat, în mai multe sate din județul, din zona respectivă, din Cluj și împrejurimi. Și da, o să ajungă la mulți copii în biblioteca asta. Asta este foarte frumos și pentru un podcast găzduit de o editură, este cu atât mai îmbucurătoare vestea. Acum, pentru că tot ai pomenit de cărți, o să te întreb întrebarea standard a podcastului: care este cea mai recentă carte citită de tine? Sau cartea pe care o citești acum? Chiar acum citesc Gabor Mate, cu o carte despre dependențe, care este extrem de dură și extrem de greu de dus, dar important de înțeles, pentru că lucrează foarte mult cu preconcepții. Adică vorbește în special despre oameni care au ajuns la dezalcoolizare sau consumatori de droguri și când te uiți din exterior, e foarte ușor să pui etichete, știi? Dar prin poveștile pe care le spune Gabor Mate,
înțelegi că, wow, câtă durere e acolo și ce povește au în spate oamenii ăștia. Și dacă știi povestea, ești cumva, privește altfel lucrurile. Ești dispus să înțelegi mai mult și să fii mai... tolerant. Da, nu vreau să folosesc cuvântul tolerant, că când spui tolerant, te tolerezi, așa știi, te tolerezi, da? Nu vreau să spun asta, vreau să spun că ești mai empatic și mai... poți să vibrezi mai și să înțelegi mai mult și să fii mai atent și să nu mai pui etichete și când încetăm să mai punem etichete, suntem niște oameni mai buni. Da, mai maleabil și atunci când încetăm să ne judecăm și pe noi înșine, uite, asta ne permite să ieșim din noi și să facem bine. Care ar fi motorul tău? Ai spus atâtea lucruri și personalitatea ta este atât de complexă, nu o să mai zic nimic de bine sau de frumos de tine, dar există ceva acolo, spuneam că este o personalitate solară, asta se vede imediat, nu e nevoie de niciun fel de analiză sau de laudă. În momentele tale de îndoială sau de greutate, că bănuiesc că sunt jonglând cu atâtea lucruri și general cu niște lipsuri, adică toate aceste comunități au nevoie de ceva. Cum faci? Ce te ține în mișcare? Care este gândul sau planul pe care le ai ca să mergi mai departe tot timpul cu aceeași perseverență, cu aceeași constanță, de fapt? Nu știu, îmi place. Și sunt genul, dă-mi o problemă că vreau ceva să rezolv. Da. Cal la B1. Da, nu știu să-ți răspund foarte concret la întrebare. Ce fac în momentele de îndoială? Dacă uneori mă opresc. Uneori pur și simplu spun stop, pentru că am nevoie să mă gândesc mai mult. Poate n-am analizat suficient de bine situația respectivă. Poate că e ceva ce are nevoie să te dai 3 pași în spate și să te uiți cu mai multă detașare. Că uneori când ești în mijlocul lucrurilor acolo, nu mai vezi soluțiile la fel de clar. Și ai nevoie să te dai 3 pași în spate. Deci uneori mă opresc și mă dau 3 pași în spate. Ce nu fac, nu mai abandonez. Adică... cum să zic, unele lucruri... Nu, la un moment dat constați că ai greșit și trebuie să le lași acolo unde sunt, dar trebuie să înțelegi întâi tot mecanismul. Ok, am greșit și că n-are sens să mergi mai departe, n-are sens să persiști într-o chestie, că nu faci decât să te trambalezi și să te enervezi mai tare și să... și n-ajungi la rezultate, știi? Deci uneori trebuie să înțelegi când trebuie să te oprești. Dar de cele mai multe ori e doar o altă abordare. Unor nu trebuie să te oprești, unor trebuie doar să te dai în spate și să te uiți din altă perspectivă la lucruri. Știi? Deci, cred că asta e ce fac și cred că asta e ce e important să facem, să înțelegem când un lucru trebuie lăsat acolo și gata și când e de fapt doar un hold, îl pui pe hold, pe pauză, te dai în spate, te uiți din altă perspectivă și îl iei de la capăt cu forțe proaspete sau cu un unghi proaspăt de abordare. Da, sau poate lăsat un lucru acolo unde cineva n-a reușit, să zicem, să îl ducă la bun sfârșit, să-l găsească altcineva și poate cu alte resurse, altă abordare și o altă energie să găsească o altă soluție. Exista această idee și printre scriitori a unei bănci, să zicem, de idei. Ideile pe care nu le folosește un scriitor sau le are, dar nu vrea să le pună în practică, să le afișeze undeva pe un board și să le ia altcineva și să le facă. O, ce act de generozitate profundă. Da, mai rar și nu știu dacă poate fi pus și în practică, dar e frumos așa ca ideație. Da. Bun, foarte, foarte fluidă discuția cu tine, îmi place tare mult și aș vrea să discutăm despre toate proiectele voastre și sunt foarte multe și sunt convinsă că vor fi foarte bune și de acum încolo, mai ales că ieșim din pandemie sau sperăm că ieșim din pandemie. O să spun o întrebare personală legată de vaccinare. Știu că ai avut COVID. Și că te-ai și vaccinat. De 2 ori.
E chiar e nevoie și de rapel după. După. Bun. Dar nu spun eu, spun niște oameni mai deștepți și mai informați decât mine. Joc puțin rolul avocatului diavolului ca să glumim. Cât de importantă este o conștientizare a impactului pe care un astfel de gest asupra ta, asupra propriului tău corp, îl are asupra comunității, să zicem. Da, să te-am întrebat de experiența ta personală. Sunt oameni care aleg să nu se vaccineze sau care nici n-au făcut COVID și aleg să nu se vaccineze și au unii argumentele lor, unele bine întemeiate. Nu vorbesc despre anti-vaxxer. Experiența ta cum a fost și care ar fi un mesaj, nu știu, pe care l-ai transmite, fără a încerca să facem proveliți, sub nicio formă. Mi-e teamă că orice a spune, încercare de a face proveliți, eu știu așa, că m-am uitat la situație, am văzut ce e în jurul meu, apoi am început să citesc, apoi m-am sfătuit cu niște oameni care sunt în domeniu, că, repet, eu n-am cunoștit, nu sunt doctor, nu mă pricep la lucrurile astea suficient de bine și știu că vaccinul are acest potențial de a salva vieți, atât pe a ta cât și pe a altora cărora ai putea, fără să-ți dorești să le transmiți boala, da? Și uitându-mă, punând în balanță riscuri cu avantaje, mie mi se pare că e mai avantajos să te vaccinezi și să te aperi în felul ăsta pe tine și pe ceilalți, decât să riști să faci boala și fie să ai o formă foarte gravă și ai văzut ce evoluție nepredictibilă poate să aibă boala asta, fie să te îmbolnăvești tu și, Doamne ferește, să dai în ceva mai grav, fie să dai virusul altcuiva și să... N-aș vrea niciodată să am pe conștiință așa ceva, să știu că am îmbolnăvit un om și că omul ăla, nu știu, Doamne ferește, a murit pentru că eu nu mi-am făcut un vaccin. Come on! Din nou, ce spun este așa, că m-am sfătuit cu oameni în a căror părere am încredere, care au studii în domeniu și care au spus, da, fă acest vaccin și l-am făcut. Mi se pare că e pentru mine și pentru cei din jurul meu o alegere înțeleaptă, care mă protejează pe mine și pe cei din jur și, cum să zic, îmi dau seama că în unui om care nu vrea să se vaccineze, pot să-i spun eu orice aș spune pe planeta asta, că îi spun degeaba, nu fac decât să-l întărât și mai tare și să-l înverșunez și mai tare. Așa că îi spun, uite, asta am făcut eu. Dacă ți-e de folos, bine, dacă nu ți-e de folos, na, îmi pare rău și adevărat că îmi pare rău. Și mai e un lucru care, iarăși, e nedrept, dar așa mă uit eu la lucruri. Dacă trăim într-o comunitate și suntem membri ai unei comunități, ai unei societăți și societatea asta are niște reguli, nu. Adică nu poate să fie anarhie, știi? Și atunci aleg, dacă un om nu vrea să se vaccineze și eu n-aș fi fost vaccinată, de pildă, aș fi ales să nu mă pot cu persoana respectivă, fără să însemne că o iubesc mai puțin sau că mi-e mai puțin dragă, dar... Da, există un risc. Plus riscul reinfectării și pentru cei care au avut... Ne putem vedea pe Zoom. Nu e o problemă. Putem să trăim și așa. Dar câtă vreme suntem într-o comunitate, mi se pare că avem și responsabilități față de comunitatea respectivă. Și asta e felul meu de a-mi asuma responsabilitatea. Și a face bine este o responsabilitate odată ce te-ai angajat. Lucru foarte bine înțeles de zi de bine. De unde v-a venit ideea aceasta cu zi de bine? Iarăși un dublu sens bun. Da. Păi, în primul rând, pentru că ne place să zicem de bine și că mi-am dat seama că de când zic de bine mi s-au întâmplat mai multe lucruri bune și că înainte aveam mult mai multe proiecții negative în minte și îmi treceau mult mai multe lucruri nasoale prin minte. Ori de când vorbesc despre bine și am început să-l fac, viața mi s-a schimbat fundamental. E mult mai ușoară și
mai frumoasă, asta e clar, dar conceptul de zi de bine a pornit de la ziua de naștere, pentru că tocmai spuneai tu, oamenii care n-au timp și care n-au resurse, eu primeam constant întrebarea asta, băi, dar vreau și o să mă implic și nu știu în ce și nu știu cum, că n-am timp, că n-am bani, dar vreau să fac totuși ceva, dar vreau să văd repede ce se întâmplă cu banii dacă ar fi să contribui. Și atunci am pornit de la acest concept, donează-ți ziua, care era deja destul de popular și mă bucur să spun că sunt deja câteva sute de oameni, dacă nu... Da, sigur sunt câteva sute de oameni care și-au donat ziua și care au zis, wow, ce fain e, ce fain e. Și cum stăteau cu degetul pe refresh, pe buton, i-a spus, dar mai donat cineva, mai donat cineva. Și la sfârșit, când s-a strâns suma, oameni care credeau, bă, eu nu să strâng niciun leu, cine îmi dă mie 5 lei, cine face asta pentru mine? Și apoi când vedeau că s-a strâns suma și mai mult decât atât, că banii ăștia au sens, că banii ăștia nu sunt, cum să zic, un cadou pe care l-ai primit și l-ai pus în șifonier și te mai întorci la el, dacă te mai întorci la el, ci pur și simplu banii ăștia se traduc imediat în sens, erau așa de fericiți, așa că, da, așa a pornit zi de bine și... Ce e important e că și dacă nu e ziua ta, asta nu înseamnă că nu poți să faci bine în fiecare zi. Fiecare zi e zi de bine. Exact, mai ales că atunci când e vorba de bine, fiecare zi poate fi ziua ta. Iată cum voi faceți în conjurul lumii, în conjurul țării, nu numai în 80 de zile de bine, în sute de zile de bine și mii de zile de bine vă urez de acum încolo. Doamne ajută, așa să fie. Și la cât mai multe proiecte cu miez și... duse la bun sfârșit. Mulțumesc frumos, Melania. Mulțumesc și eu. Trebuia spus dintr-un început, poate asta era singura modalitate pe care ai fi acceptat-o ca să te definesc, fără să mai spun cât ești de frumoasă, că îmblânzești fluturi, ceea ce este o treabă foarte dificilă. Fluturii, nefiind neapărat în categoria animalelor sălbatice, dar iarăși ca metaforă, este acolo, în ideea că ceva frumos și relativ fragil și acela trebuie îmblânzit ca orice faptă bună. Accept. Mulțumesc. Sper să mai vorbim cât de curând despre proiectele voastre și nu uitați să faceți bine și să aruncați un ochi, nu la propriu, pe site-ul Zi de Bine și pe site-ul Melaniei Medeleanu, care, iată, în materie de comunicare și de exprimare este sportiv de performanță. Bine, șahid de performanță. Șahid de performanță. Elisabeta Polifroniade. Mulțumesc tare, Nadia. Eu mulțumesc și te aștept cu mare plăcere oricând. Mulțumesc. La revedere. Ați ascultat Cu voce tare, un podcast Litera cu Nadin Vlădescu și invitații săi. Podcastul Cu voce tare poate fi ascultat pe Spotify, SoundCloud, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, pe canalul de YouTube al editurii Litera și pe blog Litera.